am văzut că ați reacționat foarte, foarte bine la ultimul clip al meu cu Andreea de pe YouTube. Am zis mai facem încă un clip cu Andreea. Am zis că facem un swap de mașini. Eu o să conduc C-clasul Andrei. I'm just calling to say I... Și Andreea o să conduc astăzi la ambul meu. Andreea, e cheia înăuntru, te descurci, nu știu ce o să faci tu 24 de ore cu mașina asta, succes! Mamă, mamă! Băi, nu știu, dar mie cred că o să-mi convină rău. După cum v-am obișnuit, că nu cred că este video de-al meu în care nu merg la spălătorie cu mașinile, o să mergi cu mașina Andrei la spălătorie, să le spăl, pentru că e frig, a nins, s-a topit zăpada, e murdară și merge la spălătorie. Deci cu asta nu fac absolut deloc probleme ca timp aici, e înaltă, mă descurc și așa se ruga de mine, cred că de unul de zile să spăl mașina. Cu ocazia asta o fac țiplă. Merge să luăm câteva fii să-i dăm repede jet. Să facem dovada că am spălat mașina. Am terminat cu spălătoria, am ieșit un pic la autură așa. Deci mașina asta lună, să-mi bag piciorul. Îmi place cum se comportă mașina asta rău de tot, jur. Mi se pare foarte tare și toate astea are suspensie sport, să știți. Dar nu se simte, frate, pe lângă era doamna mea de la Audi sau față de Lambo. Mamă, e barcă. Nu știu ce o face Andreea în momentul ăsta, n-am văzut nici prin trafic, pe nicăieri, nu știu ce o face cu Lambo, unde este în momentul ăsta, apar n-am. Am făcut schimb de mașini pentru că părinții Andrei aveau nevoie de Mercedes.
Așa că am luat cealaltă mașină, n-am niciun fel de problemă. Pe propriile astea cu Lambo chiar plângeam. Asta e super confortabilă, nu știu de ce mi se pare mai confortabil decât GLE-ul de 10 ori, dar în fine. Și m-aș plimba cu asta toată ziua. Acum să mergem până la Taikon la firmă, că avem niște treabă. Este prima oară când pot să ajung acolo, pentru că este o cale ferată foarte nasoală și nu pot să trec pe acolo nici cu Audi, nici cu Lambo. Cu asta n-am niciun fel de problemă, nici cu C-clasul nu cred că am o problemă. Dar cu asta nici atât. Mamă, ce stăvă direcția are mașina asta, nu știu, mi se pare super mișto. Ia filmează Andrei, mi se pare ce pasă așa. Halat. Vreau dat și calea ferată. Andrei, du-te tu să filmezi repede, să vedem dacă... Bun, deci suntem la Cristi în față și acum o să-l sun să-l întreb dacă îmi permite să iau audio. Alo? Ce faci? Bine, uite, aveam o întrebare pentru tine, dar prima dată vreau să te întreb dacă te distrezi cu mașina mea. Dacă mă distrez cu mașina ta? Da. Știi că sunt cu Volvo acum? Păi cum adică ești cu Volvo? Păi aia am plecat la București și am pus schimb de mașină, mi-a zis că nu lasă pastă. Sunt cu Volvo, dar mă descurc bine, că sunt pe la taică-mă, pe la firmă, pe aici. Ce ai făcut? Cum te descurci cu Lambo? Păi uite, tocmai sunt de asta să vorbesc cu tine, că vreau să mă duc să fac niște cumpărături. Și nu pot să urc mașina în parcare, că e foarte abrupt. Și dacă tu tot ai Volvo, ceea ce eu nu știam... Ok. Poți așa Audi-ul. A, gen, să iei Audi? Da, păi ca să pot să mă duc să fac cumpărăturile, vă nu cremă să încapă. Nu te descurci la Kaufland? Cum adică e abrupt? Cum? Deci am permisiunea, da? Ai permisiunea, da, du-te și Audi. Pa, pa. Pa, pa. Deci gata, avem permisiunea lui Cristi să luăm Audi-ul. La vedem, da? Hai să mergem. Vreau să văd colcardul ăsta să-l filmez. Cristi, în general, știe să meargă doar cu range-ul de 40, așa că astăzi îi fac o surpriză, pentru că eu nu sunt obișnuită să merg cu range 40. Și o să mergem să-i facem un full. Și l-aștept și pe Cristi. Ia-te, mă. Bună seara. Bă, e puțin cam murdar, Andreea. Unde ai fost cu mașina asta? Nu știu. Trebuie să mă uit ce ai filmat asta, că e cam murdărică. Așa ai găsit-o? Așa am găsit-o. Bă, adevărul e că nu prea s-a mers cu ea, oricum. Nu, chiar nu s-a mers. Mamă. Ia uite ce am aici. Cam panica, nu știu de ce. Am terminat să schimb multe mașini. Nu știu cum a fost experiența asta pentru ea. Mi a plăcut. M-a distrat. Kiss. Oh my god. Oh my god. Haideți să încercăm să strângem 10-20 de mii de like-uri. Nu știu cât să o strânge acolo. Mulți mi-au spus să facem un gold digger ceva. Acum nu știu să vedem. Dar să facem ceva pe bune, să nu realizăm. Bă, și cam atât. Get money, motherfucker, get money.